Okay, ce mai faceți dumneavoastră? Vă amintiți când ați scris ultima scrisoare cuiva drag? Mă rog, în perioada asta când se trimit mesaje instant, SMS-uri sau e-mail-uri sau, mă rog, nenumărate alte moduri în care se poate întâmpla acest lucru, poate că este mai greu să ne amintim de perioada în care scriam o scrisoare de câteva pagini. Eu când eram mic, mi-amintesc că fiind la bunici, din când în când, bunicii mă puneau ca pe scrisoarea pe care o adresau părinților să îmi pun mâna, îmi desenau forma degetelor, scriau numele meu, ca la capătul celălalt mama să plângă că sunt la distanță și nu mă poate vedea. Acum e ușor, e foarte simplu, da? Sunt nenumărate programe pe care eu nu vreau să le numesc neapărat aici, care te aduc imediat în contact cu cel drag, indiferent în ce colț al lumii este. Dar vă amintiți cum ați sfârșit ultima scrisoare? Care au fost gândurile finale pe care le-ați așezat acolo pe scrisoare? Și parcă ați fi dorit ca persoanei dragi căreia îi trimiteți scrisoarea, acele ultime gânduri să fie atât de puternice încât să aibă o influență semnificativă asupra ei. Ei bine, suntem la sfârșitul epistolei către Tesaloniceni. Și în această dimineață vom citi ultimile gânduri, gândurile finale ale apostolului Pavel către biserica din Tesalonic. Oare care sunt acestea? Haideți să deschidem împreună la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, și aș vrea să citesc de la versetul 23 până la versetul 28. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, începând cu versetul 28. Iată gândurile finale ale apostolului Pavel către biserica sa, biserica Domnului din Tesalonic. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Fraților, rugați-vă pentru noi. Spuneți sănătate tuturor sfinților cu o sărutare sfântă. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Sunt câteva lucruri pe care apostolul Pavel le face la sfârșitul acestei epistole. Primul, se roagă pentru cei credincioși. E important pentru el ca cei în care și-a investit viața, cei care au fost atinși de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și au venit la cunoașterea Domnului Iisus, să-și sfârșească bine alergarea pe pământul acesta. Și el se roagă aici de la versetul 23 până la versetul 24. În încheiere el se roagă: Dumnezeul păcii să vă sfințească, să vă sfințească El însuși pe deplin, în mod desăvârșit. Și apoi se are în vedere această abordare holistă: duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru, ființa voastră în întregime să fie păzită întreagă și fără pată sau fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeul păcii să vă sfințească. De fapt, Dumnezeu este singurul care ne poate sfinți. Dumnezeul păcii este definit aici, cel care există prin sine însuși. Ce înseamnă a sfinți? Oamenii au tot felul de păreri când este vorba despre sfințenie. Unii consideră că sfințenia presupune să te izolezi de lume sau
să ai o față cât mai tristă, să practici penitența, să te autodisciplinezi, să trăiești o viață de ascet, o viață tristă cumva. Cu cât ești mai trist, mai luptând împotriva ta însuți, cu atât ești mai sfânt. Dar dați-mi voie să vă adresez câteva întrebări. Când Dumnezeu a sfințit prima zi, când apare pentru prima dată în Biblie cuvântul a sfințit, era păcat pe pământ? Amintiți-vă că Dumnezeu face lucrul acesta la creație. După ce în fiecare zi creează câte ceva, când ajunge la cea de-a șaptea zi din săptămână, omul nu era căzut în păcat, era totul desăvârșit. Biblia ne spune că Dumnezeu a sfințit ziua șaptea. Ce înseamnă că a sfințit-o? Mie îmi spune că asta nu era în relația cu păcatul, cel puțin în acest context. Ci Dumnezeu a luat una din cele șapte zile și a pus-o deoparte și a făcut-o o alt fel de zi. Ziua Domnului, să fie pentru El, dedicată Lui. Și în momentul în care ceva este luat și pus deoparte pentru Dumnezeu, lucrul acela este sfințit. Sigur că sfânt are și sensul de curat, imaculat, desăvârșit. Dar primul sens al cuvântului sfânt este consacrat, pus deoparte, separat, dat doar în slujba lui Dumnezeu. Următoarea dată când apare în Biblie conceptul acesta de sfințenie, e momentul în care Moise conduce turma socrului său prin pustiu și deodată un rug, datorită temperaturilor înalte, se mistuie, dar nu se mistuie. Lucru care atrage atenția și în acele momente Moise pornește spre tufișul acela, spre rugul aprins, să vadă ce se întâmplă. Și în momentul în care se apropie de rug, din mijlocul flăcărilor, Dumnezeu vorbește. Și zice, Moise, locul pe care calci este sfânt. Și aici am o altă întrebare pentru dumneavoastră. Nisipul, pietrele pe care calc acum Moise, au o compoziție fizică, chimică diferită decât celălalt nisip din pustiu? Ce face ca nisipul, locul acela să fie sfânt? Oare e prima dată când Moise trece pe acolo? Nu cumva în timpul în care el a păscut turma socrului său, se poate întâmpla să mai fi trecut pe acolo, poate de nenumărate ori. De ce în acel moment Dumnezeu spune, scoateți încălțămintea, pământul pe care calci este sfânt? Ce-l face să fie sfânt? Prezența manifestată a lui Dumnezeu într-un loc face ca locul acela să fie sfânt. Astăzi, spre exemplu, una din cântările noastre intonate aici a fost despre sfințenia lui Dumnezeu. Nu de fiecare dată, dar de multe ori când cânt sau când mă gândesc la sfințenia lui Dumnezeu, am un sentiment care mă copleșește și o întrebare. Oare eu înțeleg ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt? Am cât de cât o idee, măcar vagă, despre cine este El și ce înseamnă că este sfânt? Dar când ne uităm la Biblie și în mod special la Noul Testament, găsim mai multe moduri în care Biblia ne vorbește despre sfințenie. Spre exemplu, este așa numită sfințenie pozițională. Cu alte cuvinte, în momentul în care noi ne-am întors la Dumnezeu cu pocăință și am crezut în Domnul Iisus Hristos, am înțeles că suntem păcătoși și noi meritam moartea.
Dar El a murit în locul nostru la cruce, fiind soluția lui Dumnezeu pentru salvarea noastră, ne-am dus acolo, ne-am pocăit de păcatele noastre, am crezut în Iisus Hristos. Biblia ne spune că în acel moment Dumnezeu ne socotește sfinți. Lucrul ăsta e greu pentru mine de înțeles, poate și pentru unii dintre dumneavoastră. Păi nu s-a schimbat nimic încă în mine, aș zice eu. Simplu fapt că m-am pocăit de păcatele mele și am crezut în Iisus Hristos mă determină să fiu sfânt? Așa îmi zice Biblia. Evrei, capitolul 10, cu versetul 10, spune în felul următor. Prin această voie am fost sfințiți noi. Și anume, prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Nu vă surprinde că multe din epistolele, mai ales ale lui Pavel, în ele găsim expresia aceasta, frați sfinți? Erau cei din Corint sfinți, așa după cum citiți dumneavoastră? Ca să vă dau câteva exemple. Erau imaturi spiritual? S-au împărțit în partide, unii îl simpatizau pe un lider, alții pe altul? Se dădeau în judecată unul pe altul pentru a-și rezolva litigiile? Foloseau în mod greșit darurile spirituale? Unul trăiește în imoralitate și nici măcar nu este jenă de lucrul acesta? Ce-l face pe Apostolul Pavel să scrie unei asemenea biserici? Frați sfinți. Vedeți, este una dintre bătăliile pe care noi trebuie să le dăm. Dacă ești în dimineața asta aici, și diavolul a reușit să te convingă că ești de mâna a doua, creștin așa, prăpădit, va deveni mintea ta terenul bătăliilor câștigate de diavol. Dar când îți asumi acest adevăr și realizezi că n-avem niciun merit, Dumnezeu este Cel care ne socotește sfinți. Pentru mine lucrul ăsta e copleșitor. Amintiți-vă când au ieșit evreii din Egipt. Prezența sângelui mielului pe tocul ușii a făcut o mare diferență. Oriunde era sângele mielului, era viață. Oriunde lipsea sângele mielului, era moarte. Tot ce au făcut cei care au pus sângele acolo este să asculte de ceea ce Dumnezeu le-a zis. Dar Biblia nu se oprește aici. Multe din epistolele Noului Testament vorbesc despre bogăția harului pe care am căpătat-o când am crezut în Domnul Iisus Hristos. Suntem socotiți neprihăniți prin credință, prin har. Și cam jumătate din epistole ne vorbesc despre statutul acesta special pe care îl avem în Hristos. Și apoi urmează partea practică, și anume, Dumnezeu vorbește despre o sfințenie progresivă. Cu alte cuvinte, se așteaptă ca în viața mea și în viața noastră de zi cu zi, noi să creștem din punct de vedere al sfințeniei. Și acum citesc din 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Da, Dumnezeu mă socotește neprihănit. Dar același Dumnezeu care mă socotește neprihănit începe o lucrare în viața mea pentru că El dorește să mă schimbe, să mă transforme. Sunt prea mulți oameni care spun: oricum Dumnezeu m-a creat, El știe că sunt slab, așa sunt eu. Nu, n-avem nicio scuză în sensul acesta. Dumnezeu ne-a dat toate resursele necesare pentru ca viața noastră să fie transformată. Dar suntem într-un proces. Mi-amintesc de evreii care au fost scoși din țara Egiptului după 430 de ani de robie, dezvoltând o mentalitate de rob, fără nicio perspectivă. Deodată Dumnezeu îi scoate prin Moise cu braț puternic, trec Marea Roșie,
cântă până nu mai pot, atunci când îl văd pe faraon, armata lui, soldații morți în apă și proclamă acolo în Exod, capitolul 15, cine este Doamne ca tine? Sfânt, tu faci ce vrei! Maria, sora lui Moise, ia o tamburină cu care începe să bată ritmul cântecelor. Biblia ne spune că au cântat, au dansat, au celebrat faptul că au scăpat de trecutul lor, că în sfârșit sunt liberi, sunt oameni cu un alt statut. Ce frumos ar fi, ar fi fost dacă cartea Exod se termina acolo cu o frază de genul și evrei cântând tot așa au intrat în țara promisă Canaan. Ar fi fost ca poveștile noastre cu feți frumoși, nu-i așa? Dar nu continuă așa cartea Exod. Cartea Exod spune că după câteva zile de mers prin pustiu, negăsind apă, cei care au fost puși deoparte, scoși din Marea Roșie și pus pe malul celălalt, cei care au fost scoși de sub robia egipteană și li s-a dat un statut nou, cei care au cântat până n-au mai putut de bucuria eliberării, știți ce fac acum? Biblia ne spune că au început să cârtească. Știți despre cine e vorba aici? Despre noi. Ne-a fost ușor să ne raportăm la evrei, nu-i așa? Îs departe, n-avem niciunul printre noi. E ok să vorbim despre ei. Dar toate lucrurile acestea ne sunt scrise pentru învățătura noastră. Și a urmat 40 de ani de pustiu. 40 de ani în care Dumnezeu a vrut să scoată Egiptul din ei. Cei mai mulți au murit cu capul în nisip și n-au intrat în țara promisă. Și în călătoria aceasta sunt eu și dumneavoastră. Și aici se roagă Apostolul Pavel. Și apreciez atât de mult faptul că el ca apostol, înaintea lui Dumnezeu, poartă această rugăciune pentru credincioși. Mă rog ca Dumnezeul păcii să vă sfințească. Da, el v-a sfințit atunci când v-a socotit neprihăniți, dar vă cheamă să trăiți o viață sfântă. Și apoi Biblia ne vorbește și de o sfințire desăvârșită, care va avea loc atunci când îl vom vedea pe Domnul Iisus Hristos și vom fi ca El. Nu suntem încă acolo. Țintim spre poziția aceea, spre statutul acela. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să putem ajunge acolo. De fapt, cred că Pavel aici, la această sfințenie, se referă când spune el ca să fie păzită ființa lor întreagă la venirea Domnului Iisus Hristos. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate zilele. Și acum citesc dintr-o altă traducere, același verset, 1 Tesalonicenși 5:23, și să vă păstreze întreaga ființă, duhul, sufletul și trupul vostru. Și traducerea asta spune fără pată la venirea Domnului Iisus Hristos. Fără pată sau fără prihană, cum este traducerea lui Dumitru Cornilescu, vine din domeniul juridic și presupune că nimeni nu te mai poate acuza de ceva. Când vine diavolul, cu alte cuvinte, și te acuză de trecutul tău, de păcatele în care ai fost, datorită credinței în Domnul Iisus Hristos, datorită faptului că îi aparții lui, că te-ai așezat sub autoritatea lui, că ai pe conștiință sângele lui, ești protejat. Și adevărul acesta trebuie însușit. Suntem ai lui Hristos. Îi aparținem lui. Ne-a salvat din lumea aceasta. Slăvit să fie El. Dar oare putem noi spune că suntem fără pată? Cum dacă eu aș vrea să vă chinui pe fiecare dintre dumneavoastră, aș predica doar din bucățica asta și aș încerca să vă ilustrez că n-aveți nicio șansă să fiți fără nicio pată. Dar cred că aș face lucrarea diavolului dacă aș face lucrul ăsta. Pentru că eu înțeleg că Dumnezeu mă socotește în felul acesta când mă întorc la El. Neprihănirea noastră e dată de credința
în Iisus Hristos. Iată ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, versetul 33 și 34. Atunci când te condamnă diavolul, ia versetul acesta și citește-l, crede-l, însușește-ți-l și spune-l și diavolului dacă nu te lasă. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Apoi notați următoarea parte a versetului 33. Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Opriți-vă o clipă. Despre noi este vorba aici. Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Nu suntem neprihăniți în sensul dobândit de noi prin eforturile noastre, ci Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Cine-i va osândi? Spune versetul 34. Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Și dacă Domnul este de partea noastră, cine poate fi împotriva noastră? Este vreo forță care se poate ridica împotriva lui Dumnezeu? Arheologii au descoperit pietre de mormânt din Tesalonic. Și surpriză, pe pietrele acestea era inscripționat fără pată. Așa și-au scris creștinii pe mormintele lor. Fără pată. Asta arată impactul pe care l-a avut cuvântul lui Dumnezeu asupra lor, asupra bisericii primare. Ei au luat cuvântul lui Dumnezeu în serios. Dumnezeu mă socotește neprihănit. Poate fi un mod mai frumos în care să mori decât acela să fii pregătit ca pe piatra mormântului tău să se scrie fără pată? Este extraordinar cuvântul lui Dumnezeu. Eu știu că unii dintre dumneavoastră spuneți, asta e prea de tot. Dacă ai ști cine sunt eu, n-ai mai zice asta. Eu sunt de acord că nu ești acolo și nu sunt acolo unde încă mă vrea Dumnezeu. Dar știu un lucru cu siguranță, că lucrarea pe care Dumnezeu a început-o cu noi, El o duce până la bun sfârșit. Și nu se lasă până nu face oameni din noi. La noi există o expresie. Merge și așa, ați auzit-o? Ați spus-o unii. Ok. Vedeți că nu sunteți fără pată? Ca să vă chinui un pic, nu? Dar la Dumnezeu nu merge și așa. La El totul este desăvârșit. Și de aceea când El mântuiește pe cineva, El va lucra desăvârșirea acelei persoane. Pentru că uitați-vă cum continuă textul nostru, versetul 24 din 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Cel care ne-a smuls din lumea asta, El nu se schimbă. Asta e una din caracteristicile Lui, din trăsăturile Lui de caracter. El este credincios. Și orice începe Dumnezeu, El duce până la bun sfârșit. Da, Dumnezeu ne-a chemat și pentru că ne-a chemat, urmează să ne susțină. De unde știu eu că Dumnezeu m-a chemat? Păi, așa îmi zice Biblia. Și mie îmi rămâne să cred cuvântul lui Dumnezeu. Dar în același timp este și experiența personală, modul subiectiv în care înțelegem acest lucru. E acea voce calmă a Duhului Sfânt care este în noi și care lucrează la creșterea credinței noastre, la dragoste și la speranță. Da, Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Dar ce frumos este că apoi ne așează și în cuptor ca să scoată de acolo zgura păcatului lumii acesteia. Iar unii dintre dumneavoastră poate chiar acum sunteți în cuptor. Temperatura înaltă,
vă întrebați când se termină. Poate că unii aveți întrebarea, de ce? De ce mie? De ce acum? Dragii mei, tot ce pot să vă spun în această dimineață, la capitolul acesta, este că Dumnezeu este în control. Nu va trece temperatura cuptorului tău cu un grad mai mult decât el a programat. Când chipul lui începe să se reflecte în aurul topit, ne scoate din cuptor. Când înțelegi lucrul acesta, privești viața dintr-o altă perspectivă. Pentru că știm că viața noastră este legată de Dumnezeu. În aceste ultime gânduri pe care apostolul le spune, de la versetul 25 la 27, el are câteva cereri. Prima cerere pe care o face credincioșilor din Tesalonic este versetul 25. Fraților, rugați-vă pentru noi. Mă rog, mi-aș permite o întrebare. Când v-ați rugat ultima dată pentru liderii Bisericii Emanuel? Și dacă se întâmplă și ați neglijat sau ați uitat, aș vrea să folosesc și eu cuvintele astea rostite aici de Apostolul Pavel și să vă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, purtați-ne în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Iată ce zice, spre exemplu, în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 1 și 2, același apostol, aceleiași biserici, încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi, să fim izbăviți de oameni nechipzuiți și răi, căci nu toți au credință. Și apoi tot apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 15, cu versetul 30, vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu noi în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Mai citesc un verset. 2 Corinteni 1 cu 11. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru voi. De ce au pastorii nevoie de rugăciune mai mult decât orice altcineva din trupul lui Hristos, din biserica sa? Mi-aduc și aminte acum, eram, cred că în al doilea an de pastorație, m-am întâlnit în timp ce mergeam spre adunarea bisericii cu un cuplu tânăr cu care aveam o relație destul de apropiată. Și la un moment dat, așa, în mijlocul conversației lor, unul dintre ei mi-a spus, ce viață ușoară aveți voi ca pastori. Deci voi n-aveți nicio problemă cu ispitele cu care avem noi. E bine să nu știi multe lucruri. Trăiești fericit pe pământ. De ce trebuie să vă rugați pentru noi? Păi, în primul rând, pastorii au o responsabilitate spirituală mai mare și de aceea Biblia spune că vor fi judecați mai aspru. Spre exemplu, în Iacov, capitolul 3, cu versetul 1, spune Biblia, fraților, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Pe mine Dumnezeu mă va judeca după toate predicile pe care le-am ținut aici. Nu știu dacă vreau să mai continui. Apoi, pastorii sunt mai expuși la atacurile diavolului. Poate că unii vă gândiți, da, dar pastorul la el în familie și soția și copiii în general sunt credincioși la pastori. Nu cred că au atâtea ispitiri și atacuri din partea diavolului. Vreau să vă spun că Domnul Iisus a spus, bate voi păstorul
și turma se va risipi. Nimeni nu este țintit mai mult într-o biserică din perspectiva diavolului decât liderii. Pentru că dărâmându-i pe ei, ușor dărâm biserica. Pastorii sunt mai expuși, țintiți în lupta spirituală. Am auzit povestea unuia care spunea că în timp ce era pastor, s-a dus la cunoștință de existența unui grup de sataniști care se închinau într-o biserică situată în Londra și s-au angajat în mod personal să se roage diavolului pentru îndepărtarea unui număr semnificativ de pastori din bisericile evanghelice, creând crize în familiile lor, în căsniciile lor. Și în timpul acelei veri, micul grup de sataniști din Londra a fost onorat la o anumită convenție satanistă pentru că au dat dovadă de multă eficiență și succes pe parcursul acelui an. Deci au câștigat premiul. Păi au fost eliminați 5 lideri foarte importanți din slujirea pastorală prin imoralitate și divorț. Rugați-vă pentru liderii spirituale. Rugați-vă pentru că ei au o influență asupra altora și e important să avem o influență corectă, sănătoasă. Să nu influențăm pe oameni niciodată spre lucrurile rele. Apoi rugați-vă pentru noi că mijlocirea dumneavoastră îmbunătățește slujirea noastră. Am auzit povestea altui pastor care spunea din experiența sa că atunci când a ajuns pastor pentru prima dată într-o biserică, după prima predică a venit un domn în vârstă în fața amvonului și a spus: ești cam tânăr pentru a deveni pastorul acestei biserici. Întotdeauna am avut pastor mai în vârstă. Mi-e teamă că nu vei reuși. Dar tu predici Evanghelia și eu sunt gata să te ajut cu ce pot. Zice, pastorul respectiv, m-am uitat la el și am spus: am mai dat de un maniac. Dar bătrânul domn a continuat: am să mă rog pentru tine. Și mai am încă doi bărbați care mi s-au alăturat în această rugăciune. Și apoi pastorul acesta spune că din acel moment nu m-am mai simțit așa rău când mi-a spus că se vor ruga pentru mine. Și cei 3 s-au transformat în 10. Și cei 10 au devenit 20, apoi 50. Și apoi numărul bărbaților care se adunau să se roage pentru mine înainte de fiecare slujbă, duminică dimineață, era de 200. În camera aceea, zice, eram 18 prezbiteri. Erau 18 prezbiteri care îngenuncheau din grupul acela lângă mine, își puneau mâinile peste mine și se rugau. A fost ușor, spune el, să predic. O adevărată bucurie. Orice persoană poate predica în asemenea condiții, așa? Care a fost rezultatul lui? Zice, am primit 1100 de noi convertiți în biserica noastră în 3 ani, dintre care 600 erau bărbați. A fost roada Duhului Sfânt datorită rugăciunilor acelor bărbați. Dragii mei, niciun om nu poate sluji Bisericii lui Hristos fără bărbați și femei care să se roage în spate. Să știți că membrii bisericii nu trebuie să fie doar consumatori ai slujbelor sau degustători de predici, dacă îmi permiteți, ci fiecare are o chemare specială. Rugați-vă pentru noi. Aaron și Hur au fost indispensabili lui Moise atunci când jos în vale era Iosua și lupta, iar Moise stătea cu mâinile spre Dumnezeu înălțate și atât timp cât mâinile lui Moise erau înălțate spre cer, Iosua avea victorie. Când obosea, o pierdea. Și atunci Aaron și Hur s-au așezat unul la dreapta și unul la stânga și au ținut mâinile lui Moise ridicate spre cer până când acesta a avut victorie. Vreau să vă spun că cele mai multe dintre luptele interioare ale pastorilor nu o să le știți niciodată. Pentru că n-avem cum să le împărtășim cu dumneavoastră. Și nici nu cred că ar fi sănătos.
Dar ele sunt purtate noi. Am încercat să mă gândesc la slujitorii Evangheliei dintr-o anumită perspectivă și mi-am dat seama că fiecare slujitor al Evangheliei este într-un, se găsește în cel puțin un conflict angajat. Pentru că ori de câte ori trebuie să predici Evanghelia și trebuie să spui cuiva, dau un exemplu, da? Îi spui unui tânăr din biserică. Ok, tu ești într-o relație cu un băiat care n-are valori creștine sau cu o fată care n-are valori creștine. Care credeți că e reacția tânărului respectiv? În cazurile fericite spune, mulțumesc pentru că mi-ai atras atenția. În cele mai multe cazuri este o împotrivire dintre asta. Ce ai tu cu fericirea mea? N-avem absolut nimic. Dar calci un principiu al Bibliei. Biblia zice căsătoria să se facă în Domnul. Poți să-ți găsești scuze și minciuni din astea. Diavolul a spus cu nenumăratele. A, o să-l câștigi tu sau o să o câștigi tu pentru Domnul. Nu, cred că Spurgeon are o explicație foarte interesantă și practică atunci când o fată a venit la el și a zis, uite, vreau să mă căsătoresc cu băiatul X. Că și Spurgeon a avut o întrebare simplă. Băiatul respectiv este copilul lui Dumnezeu, îl cunoaște pe Domnul, e născut din nou. Răspunsul ei a fost nu, dar îl voi câștiga eu pentru Domnul. Spurgeon era un tip masiv, așa, a urcat-o pe ea pe masă și a zis, acum urcă-mă și pe mine pe masă unde ești tu. Păi ce, nu pot, sunteți prea greu. După care așa, cu o smulcitură simplă, a pus-o pe fată jos. Ce tu înțelegi ce urmează? Este o minciună în care trăiești că o să-l poți câștiga. Nu poți. Biblia zice să te căsătorești în Domnul. V-am dat doar un exemplu. Și după ce împărtășești lucrul acesta, simți că te doare inima și v-am dat un exemplu simplu ca să nu intru în detalii grele. Și nu-ți rămâne decât să te rogi în speranța că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, va convinge acea persoană. Au fost multe victime pe terenul acesta al neascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Prima cerere. Fraților, rugați-vă pentru noi. Cea de-a doua cerere, în versetul 26. Spuneți-vă sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. Mă rog, sărutare sfântă aici nu are în vedere ceva senzual, este forma în care se salutau în cultura respectivă. Sărutul avea rolul de a da la o parte orice barieră între etnii, între ranguri, sex și așa mai departe. Purta acea semnificație a unității creștine, a dragostei, a susținerii, a comunității. La noi, în cultura noastră, este strânsul mâinii, îmbrățișatul, atingerea pe umăr. E important, credincioșii, să practice lucrul acesta. Cea de-a treia cerere. În Domnul, vă rog fierbinte, versetul 27, ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Mă rog, le cere ca să nu păstreze pentru ei, ci să o facă parte întregii comunități creștine, pentru că cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit, explicat și trăit. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. Și apoi în versetul 28 este rugăciunea finală a lui Pavel. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Epistola începe cu har și sfârșește cu el. În toate cele 13 epistole scrise de Apostolul Pavel, încep cu har și se sfârșesc cu el. Și asta subliniază importanța trăirii creștine. Fără harul lui Dumnezeu, n-ai nicio șansă. Nu am nicio șansă. Este doar harul lui Dumnezeu care ne ajută. Har, îndurare, bunătate. Har înseamnă darul nemeritat pe care îl primim de la Dumnezeu. În antichitate te duceai la piață, cumpărai o măsură de făină și după ce negustorul spunea făina pe care ai cumpărat-o, sacoșă, ce aveai, sac, lua el ceva deasupra, avea el o măsură, o lua și o punea deasupra. Aceasta e har, asta
ăsta e de la mine, pentru ăsta nu trebuie să plătești. Ăsta e modul în care eu vreau să te binecuvântez. Când vorbim de mântuirea noastră sau de ducerea sfințeniei noastre până la capăt, singurul care ne poate ajuta este harul lui Dumnezeu. Mă întreb, unde aș fi fost fără El? Dar dumneavoastră, fără să fi beneficiat de El, nu doar atunci când ne-am întors la Domnul, ci în mod repetat de-a rândul vieții, unde am fi fost? Poate că e bine să vă gândiți să scrieți câteva gânduri cuiva, ilustrate din sfârșitul acestei epistole ale lui Pavel. Poate trebuie să-i spuneți un cuvânt de încurajare. Poate că trebuie să vă rugați pentru cineva. Pentru că noi înțelegem din Biblie că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Ci Dumnezeu dorește ca toți oamenii să se întoarcă la El. Și nu există groapă în care să te arunce păcatul, de unde să nu te scoată harul lui Dumnezeu când te întorci la Dumnezeu cu pocăință. E copleșitor, nu-i așa? Harul lui Dumnezeu îl mântuiește pe tâlharul care în ultimele clipe ale vieții lui se pocăiește pe cruce. Harul lui Dumnezeu o eliberează pe femeia aceea legată de 7 demoni. Nu știm care au fost demonii pe care avea Maria Magdalena. Or fi fost 7 vicii. O fi fost imoralitate, o fi fost vrăjitorie, o fi fost beție, o fi fost... nu știu. Dar s-a dus la Hristos cu păcatele ei. Și harul său i s-a adresat cu cuvintele care au fost vindecătoare pentru sufletul ei. Păcatele îți sunt iertate. Du-te și să nu mai păcătuiești. Și poate unora dintre dumneavoastră, în această dimineață, Hristos vă spune exact același lucru. Știu cine ești. Îți știu gândurile tale, faptele tale, trecutul tău. Știu și ce ai gândit astăzi de când ești aici. Totul este gol și descoperit înaintea mea. Îți știu frământările tale și visele și năruirile lor. Dar ți-am dat viață, sănătate și putere să asculți astăzi încă o dată Evanghelia. Și înțelege că acest lucru este har. Vreau să-ți iert păcatele, să te eliberez de tot trecutul tău și apoi vreau să spun în această dimineață, du-te, pleacă din locul acesta fără să mai păcătuiești. Și pentru asta îți trebuie har. Că nu vei putea singur și nu voi putea singur. Niciunul dintre noi nu putem singuri. Vreau să cântăm ceva, pentru că vreau să vă invit acum să ne împărtășim cu trupul și sângele lui Dumnezeu. Și ăsta e har. E o comunicare atât de puternică a dragostei lui Dumnezeu revărsată față de noi prin Iisus Hristos. S-a frânt pentru ca noi să avem viață și a spus aceste cuvinte pline de semnificație. Cine mănâncă pâinea aceasta are viață în el însuși și eu îl voi învia în ziua de apoi. Cine se face vrednic să se apropie prin sine însuși de un Dumnezeu sfânt? Niciunul dintre noi. Dar cel care ne învrednicește este harul lui Dumnezeu. De aceea Biblia ne spune fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, să-și facă socotelile cu Dumnezeu, să aducă starea lui înaintea lui Dumnezeu, să rezolve relația lui cu Dumnezeu și cu semenul. Și apoi, vino și te împărtășește.